Da, Sergio. Oleg, de mult n-am făcut eu interviuri, dar și vrei acum cu tot unii dată și unii statul Moldova a fost tras la răspundere și cazul e similar, e fix copia cazului meu. Zic și nu ar zice, dar e fix. Acolo scrie negru pe alb că un părinte o interzis la copil. La mine nu e așa? Eu 4 ani de zile nu ne aud. Un părinte a interzis copilului să vadă pe celălalt părinte după divorț. Da, exact același caz. Deja ai 4 ani de când nu ți-ai văzut copilul și îți încalcă drepturile. Oleg, cât e de strașnic când Curtea Supremă încalcă legea. Te-ai convins acum ori nu? E că cazul meu, Curtea Nu Supremă... cred că e cazul. Nu cred că e cazul să Oleg, compari. Îți încalcă legea femeia aceea. Tu acum trebuie să te... Dă-mi voie să-mi spun. Dar Curtea Supremă, când o dat copilul femeie și ei noștri, cum îi dau? I-o dat mamei naturale a copilului. Oleg, mie îmi pare rău. Care mamă lasă copilul de 5 luni? Curtea Supremă, 5 judecători, îi judecă pe viață. Cum ei n-au văzut copilul, cine a fost crescut? Ei n-au văzut încalcă articolul 63 din legi, din codul familiei. Ia că aici articolul 64, Curtea Europeană a ajuns și o dat dreptate. La mine, de ce n-ai cerut divorț atunci când a plecat? Ai crescut copilul atâția ani singur și după aceea te miri? Oleg, ce trebuie să vadă Curtea Supremă? O văzut că divorțați abia după ce s-a întors din Italia. Oleg, ascultă-mi mine. Divorțul, viața e personală, n-are nimic cu o viața mea personală, cu dreptul copilului. Cu copilul ca tare lege la noi Moldova spune negru pe alb, copilul rămâne cu părintele atașat. Nu se știe, dacă rămânea copila cu tata, dacă mama avea să aibă acces la fată. Dar de ce n-avea să aibă mama acces la fată? Cum și avea acces la fată, noi i-am blocat, fata era cu mine și i-am blocat să locul cu ei în Italia. Până a divorțat, dacă n-ai divorțat, i-a mai fost nervos și s-ar putea să fie avut aceeași soartă, să vadă numai un părinte și pe celălalt nu. Una e că una nu vrei să mă înțelegi, pentru că legea că tare la noi Curtea Supremă i-a încălcat toate drepturile mele, tot pomana i-a făcut Curtea Supremă. Pomana la copil, copilul traumează 4 ani de zile și el pune că a fost publicat pe Facebook. Dacă te plângeai la CEDO, poate că câștigai și tu, dar dacă ai avut avocați de rahat... Acum cred că domnul Levea, uite, în statul ăsta, am avut cât încredere în domnul Popșoi, în domnul... Deputat Popșoi. Mihai Popșoi. Deputat. Vicepreședinte al Parlamentului. Da, acum nici nu vrea să răspundă. Până când era în opoziție, răspunde vorbim. Acum nici nu vrea nici aici. Până atunci ei nu știau că ei sunt la opoziție. Acum nici nu vreau să răspundă. Radu Marian, niște curvi fațarni și numai te-am spun. Unii și ei acum. Statul și ei putrați la răspunde din pricina lor. Dacă ai să te plângi la CEDO, dar deocamdată ai ratat ocazia să te plângi atunci după decizia Curții Supreme și acum, iată, de câți ani aștepți, ai alte cazuri în instanță și de câți ani aștepți și nu se schimbă nimic. Nici cu dosarul penal împotriva ei, nici cu schimbarea domiciliului copilului. Acum e dosarul 4 ani care și la prima instanță. Dosarul și la prima instanță, stabilirea domiciliului copilului, înțelegi cât de tâmpiți sunt Moldova. Ei stabilesc 4 ani și la prima instanță, că nu s-au mișcat pe loc. 3 judecători s-au schimbat. Și aici ești șor, aici nu ești șor, nu-i firuat miliardul, și ai furat un copil, un suflet. Lucrezi peste hotare, faci bani destui, angajează un avocat bun, poate chiar tot pe Doina Străisteanu sau cineva de calibru ei, acționează statul în judecat în baza legii 87, pentru că nu-ți face justiție de atâți ani, stă în prima instanță dosarul civil despre domiciliul copilului. Domnul, și du-te la CEDO. După legea 87 poți să pleci la CEDO. Aici e abuz de serviciu, aici e intenționat, încalcă dreptul copilului. Intenționat, ei nu-și pronunță odată. Și nu-și pronunță, că se duc la CEDO. E intenționat, judecătorii țin. Acum dosarul e la, judecătorul care eu cu mamța m-am judecat. Eu de mamța și-a rupt că eu încălcat dreptul 150.000. Cum gândești? Cu mama judecătorului. Nu cred că are vreo relevanță că te-ai judecat cu mama lui. Domnul Oleg,
Cum așa? N-a nicio relevanță, pentru că eu luam demand, s-a încerut 150.000 și acum el să mă ajute și pe mine, și conflictul este. El nu trebuie să te ajute pe tine sau pe adversarii tăi, el trebuie să facă dreptate. Pentru asta e judecător, trebuie să facă conform legii justiției, dreptate. Nici într-un caz nu trebuie să ajung dosarul meu la dânsul pe masă. Pentru că eu cum am să m-am judecat. Puteai să invoci asta, să faci cereri de recuzare, ai făcut? Iată acum advocatul să facă. Nu pot să fac până la asta. Ați facă și iar să întinde, înțelegi? Iar să întinde și... Poți să invoci în cerere de recuzare și faptul că tergiversează procesul. Asta poate fi temei. De câți ani și câți ani am avut? Cât de aici la dânsul am avut? Eu nu știu, bătaie de joc. În Moldova tot e bătaie de joc, dar chiar de aici nu este domnul Mihai Popșoi, domnul Radu Marian, la cine mai este și la domnul Igor Grosu am scris. Acum nici nu vreau să citească. Și cazul meu nu-i copil, aici e... Ei, las că și la Dodon te-ai adresat și tot nicio reacție. Dodon, eu n-am cumpărat pe Dodon, pentru că eu eram pe 100% putești ca să facă dreptate. Și care dreptate îi fac? Care dreptate îi nici nu răspund? Iată, votat ieri legea amnistierii. La stomate, atunci am protestat la dânsa, am o amnistiere la putere. Ei chiar nu pot să iei cazul și la contrar. Chiar și Maia Sandu. Cazul meu destul de tine îl știe. Copilul l-a căzut. Ce poate să facă președintele țării? Acum 4 ani de zile, eu nu iau glasul la copil. Copilul era atașat, strâne cu mâini și cu picioarele de mine când l-a luat. Și aș vrea și cu domnul Guțu, advocatul ea. Aista intenționat o luat copilul și o dus și o știut să încalcă legea. Când l-a luat, o pus în fosta susținut și mi-a stricat proba, telefonul l-a stricat. Nu fac la atent. Marturi scumpără, zvânt, telefonul cel mai bun video era probă. În timp când filmam, l-a stricat. Și avocatul i-a spus să fac asta? Domnule, dar și nu i-a spus, și nu i-a încercat să strici telefonul să facă așa, că să-i sta. Dar de ce nu? La un nerv, la o furie, îi faci așa ceva? Bine, tu doar filmai. Bine, eu sunt de acord, ea tale. De ce nu advocatul ei, dacă a știut că copilul nu trebuie să iei până... Nu vin și eu cooperator cu advocat. Că l-a luat pe executorul, advocatul ei și executorul. Și l-a dus și gata, nu-i cunosc, și eu te duce copilul în inimă. Bine, las că eu sunt de acord cu așa. Dar aici legea a încălcat advocatul, pentru că el a omit o aparatul pe dânsa, dar nici la copil nu mi-a dat aparatul. Copilul strâne cu mâini și picioare de mine când a luat-o, de atunci nu mai văd, nu iau glasul. Și asta e bătaie de joc, de mine și copilul meu. Pentru copilul meu nici nu mă ține minte ca tată. Și asta psihica e traumată din partea la advocatului, că el a știut cum vine și face. Avocatul are obligația să-și apere clientul, executorul tot așa. Domnul Guț nu se joace, că mai sunt oameni care plângi, care au mai dus copchii, nu numai eu. Este Vitalic Bădărău, este doi copchii, eu dus tot din sat la mine. Este de la izvoară, în partea lui ăsta, sunt eu și strâng pe toți, care domnul Guț a luat copiii și din partea lui Iisus. Da? Eu nu știu, eu am mult omaniat ca similar ca în eu. Și ai văzut că două ori a fost condamnată Republica Moldova. Ai văzut și justiția la noi bună. E că așa la mine Curtea Supremă. Cum Curtea Supremă și judecători pot să expui că se încalcă o lege? Aici este ilegal, gata, și de tăși mai numai de mine spun. Pentru că ei au încălcat articolul 63 din Codul Familiei. Nu sunt încalcă categorii. Cum ei puteți să pronunță până nu-i copilul cine e atașat? Acolo ai pierdut. Acolo ai pierdut ocazia să te duci la ceea, da? Am pierdut pentru că sunt corupt. De ce am pierdut eu? Și bine, așa, încă un caz. Așa lași colegiul de 5 oameni. Așa lași colegiul de 5 oameni. Au făcut la două surori. Și diferența o luni de zile. Ei, asta am mai discutat și am zis că nu. Am mai discutat și asta sigur nu-i temei de recuzare. Cum nu-i temei? Și sursă din căutare internațională. 7 surori poate să fie, poate să le examineze pe toate, nu-i niciun conflict de interese. Domnule, poate și sursă din căutare internațională. La amândouă au făcut cu încălcare de lege. Cum? Același colegiu, la două surori, cu încălcare, cu încălcat bucea lege. Cum? La atât înțeleg. Dar cum poți și cu încălcare? Sorsă în căutare. Și tot sorsă cinevată. Nu, domnule. De ce e acolo de femeie și e oarbă?
Și nici într-un caz nu trebuie să dai, când fizic să încalcă legea, nici într-un caz nu trebuie să dai sfat încălcare. Ei trebuie să privadă, pentru că ei când condamnă omul la amănui, când îi dă pe viață, ei trebuie să o coată, să cătărească tare gine, probe foarte bune să-i dă omul și așa. Poate omul și așa dă pe viață nevinovat. Cum curtea supremă nu a făcut nici la copilul meu dreptate? Bine, la dânsul a fost că a fost. Prima instanță a făcut cu încălcări, curtea de apel a fost și a îndreptat jocul, suprema dă înapoi. Cum așa? Și este șamu. La mine este un și-o șerut advocatul la curtea supremă. A spus că copilul n-are voie, n-are dreptul nimeni să ascundă. De cealaltă părinte. Și după aceea tot ei au încălcat asta, am înțeles. Domnule, 4 ani de zile nu ne-au avut copilul. Nu ne-au avut copilul care l-am crescut, care nopțile, când ieși din șor, eu nu dormim. Când avea fiebre, când avea asta. Dumnezeu, vă cipuie ce este un copil. 4 ani de zile nu i-au avut clasul. Acum eu nu știu dacă este spune tată. Cum așa? Și curtea supremă a fost dreaptă și eu nu-s drept. Și copilul meu nu-i drept. Eu copilul am fost drept, curtea supremă a fost dreaptă. Într-un caz, justiția nu-i dreaptă că sunt când încalcă. Fosta soție a inițiat un proces și pentru plata pensiei alimentare. Cum a mai continuat procesul acela? Cum? E tot la prima instanță. Cum poți să spui? Dar de ce? Că nu vine ea sau nu vine dinea ta sau ai avocat acolo și te reprezintă? Poate că să mână, cum să mână șeșeria și să mână șeista. Și între timp judecătorii și grefierii primesc salarii și se cheamă că fac dreptate. Da, dar copilul suferă. Asta, e ca în cazul meu, traumează copilul psihic. Și nu trebuie să demonstrezi acum, nici catarea ei a trebuit. La Maia Bănărescu te-ai adresat la avocata poporului, că e tare Maia Bănărescu nu eram în Moldova când protestam, atunci ei ne-au spus că eu am început odată să protestez în fața a lor acolo, la fața poporului. Sfatul Țării 16, da. Da. Și eu am spus la paznic, când vine el și spune că Gheorghiță dă vreme să mă duc la dânsa. Acum e m-a blocat de pe tocul, de pe toate păși de pe toate astea. A, mă tin că te-a mai întrebat și mi-ai spus asta, da. Maia Bănărescu ar trebui de dat afară și de pus un avocat cu copil, un avocat de treabă. S-ar putea să-i expire de grabă mandatul, i-au încercat să devină avocat al poporului în locul câștigat. Dumitru și ala care a fost cu mine când am pus la televiziune, totul vrând ca evenț de păreț. Eu nu țin minte. Ați fost în emisiune? Da, la Impact, la canalul 3, atunci vorbim. Canalul 3, în parte, da. Mm-hmm. Și Abdumitru ce era? Reprezentantul avocatului poporului, da? Da. Și el nu știu cum mai este. Îmi pare rău cu domnul Cuvilca că nu mai țin legătură, avocatul este de la Bălț. Omul este tare mult ăsta și el vedea tine dreptățile. Mm-hmm. Dacă îi pune și lui, îi pedici. Îi pune zi la Chișinău și așa. Dar să-i dă Dumnezeu sănătate, om tare deștept și tare, el de dată vă stătine încălcări. Judecătoria asta și aia care i-a dat copilul ei, au ieșit din sistem și au pus-o în Marea Britanie. Acum Aslantă, care duce dosarul, iar trupi plasa asta în concediu de maternitate. Și la șine, de-a masfacă, băietul ăla ăsta care a luat o hotărâre judecată mai degrabă decât așa, a încălcat curtea constituțională, a fișorul, mama nu a făcut corect, a făcut încălcări, a mult fișor a sfacă drept. Cum așa? Deci al treilea judecător de atâta s-a mânat în prima instanță, da? E al treilea judecător, dar aici n-ar trebui, aici ar trebui la unul să-i dă timp, pentru că și copil. Da, există termen rezonabil, sigur că da. Ce prin avocat, urgentare sau examinare, în termen rațional? Ți-am spus că la mine au făcut și dosarul penal în închis. Uite, Moldova e condamnat acum la Curtea Europeană, pentru că e în aista, dar ei au închis. Au spus copilul ilegal, l-au dus și ei nici un drept n-are să-i copilul, dacă... Da, dar ziceai că tot prin avocat ai contestat ordonanța aceea de scoatere sub urmărire, nu? Da, o vedea avocatul, mi-a contestat-o. Domnul Olen, înțelegi? Ori nu, eu ca om simplu, în Moldova, în lumea europeană, copilul meu avea voie numai 3 luni de zile, mai mult nici într-un caz de la zi. E are cetățenie, e pașată, dar copilul nici într-un caz, pentru copilul cetățenia Republicii Moldova și o stată. Și fără acordul meu, el ține acolo. Deci, ia ca asta e primul calcare. Da, dar parcă prin Ministerul Justiției din România a sesizat organele de drept din Italia. La noi moldovenii nu ne-au dat.
a venit răspunsul. Răspunsul mi-a venit în ajut și Și italienii au zis că de ce n-ai răspuns atunci, acum... Da, mi-a dat voie, eu am... Italienii mi-au spus că am tot dreptul și că acum să ce să facă, să mă să dau în Italia în judecată. Italienii mi-au spus, pot să mă duc să dau... am dreptul să dau în judecată. Și am venit, am fac și acolo, mai strâng o leac de bani și mă duc să dau acolo în un advocat bun și acolo dau. Nu creadă că e gata să o duc așa că eu îmi dau viața de copil. Și nimeni nu gândească că o scăpat care a fost implicat în furtul copilului meu, a și scăpat așa. Domnul Guțu să păzească cu mine, să lupte foarte mult. Ce zic, eu sunt gata să dau... Sper că legal și pașnic, prin instanțe de judecată, legal, prin organe de drept. Legal, numai legal, el conform legislației și-mi tras la răspundere. Pentru că un advocat apără, dar nu fură copii. Și nu vine la grădiniță, nici un drept el nu vine. El trebuie să ia drept, dar nu vine la grădiniță fie copilul. El a judecat, pentru că ce nu el în aici grădiniță? Trebuia să execute hotărârea Curții Supreme. Domnul Oleg, nici trebuie advocat, nu ei. A ei advocat era executorul. Nu, copilul era la dumneata și trebuia să vină să Domnul Oleg, ia cu executor una. Copilul, cu martori. Pentru dânsa executorul. Eu am dat-o judecată, am dat-o înăista. Procurorul pentru mine e advocat. În alt dosar, într-acel penal procurorul ți-e avocat, dar în dosarul civil de divorț și de stabilirea domiciliului copilului, fiecare și avocat dacă vrea, dacă nu merge fără. Domnul Oleg, este pronunțare, o hotărâre de judecată, gata, o vede executorul și așa. Înțelegeți, executorul nu trebuie să zice, executorul ăla e ilegal copilul. E ilegal, dacă o decis Curtea Supremă, păi cum e ilegal? Eu nu știu cum să lămuresc, Curtea Supremă a decis, dar cum a ajuns copilul la mine? Iată, azi e toată întrebarea, după Curtea Supremă, unde era mama când copilul a ajuns la mine? Și a doilea oară, situația era copilul, cum a ajuns copilul la mine? Da, și-a expus Curtea Supremă. Iată întrebarea, copilul a ajuns că eu a lăsat copilul la sorsă, copilul bătut. Și eu după 3 zile și a fost bătut la noapte, l-am dus la i-am scos pe boiuri, i-am scos tot la copil. A 3 e joi, a fost bătut, e joi, a plecat la Italia, copilul a rămas la sorsa, a rămas cu un copil de 11 ani și așa, e o calcată și prin mânut, fiorul. Și a bătut doar zile și m-am dus la grădiniță, într-o fugă, copilul plăzie tot o vorține. Și a inițiat atunci imediat schimbarea domiciliului copilului, da? Noi inițiat, dar am lăsat totuși la grădiniță, nu ne-o dat, bă, ușa de primar tu nu era. Eu avem duminică numai grafic din întrevederi copilul. Eu m-am dus duminică, am dus-o la medic, am dus-o la aici și înapoi n-am dus-o și tot. Pentru că la mine grafică era cu mama, nu cu sorsa, înțelegi eu nu? Dacă n-ai dus copilul, puteai să fii acuzat de răpire, de copii, de persoane. Domnule, cui să-i duc? Eu încă o dată mai repet, copilul era stabilit la domiciliu mamei. Exact, și la domiciliu mamei trebuia să întorci copilul, cu bunica, cu sora, cu oricine, copilul trebuia să șadă nu-i corect. În custodie persoanei pe care o lăsat mama. Mama avea dreptul să decidă. Domnule, eu fix aceleași drepturi avem ca mama. Fix aceleași drepturi, noi am rezolvat. Doar că copilul avea domiciliu la mama, asta e singura diferență. Eu, mătușa, mai primul plan ca tata, tata îți las copilul fără de procură, dar l-am adus trei procură. Acum eu, tată, biologic, sunt eu copilul și procură de la sorsă. Nu-i corect. Copilul în custodie lui mama, mama de șipă. Și nu s-a că e procură tata ziua în stat și copilul s-a de la ista. Înțelegi nu? Tare bine era dacă vă înțelegeați în căsnicii sau dacă nu vă înțelegeați să nu faceți copii. Dacă i-ați făcut, apoi acum fiți buni și respectați și drepturile copilului și prevederi legale, probabil și copilul are de suferit din cearta, din intrigile. Cum nu poți să respect drepturile copilului? Că când eu copilul l-am crescut la 5 luni. Copilul l-am crescut copil de sân, înțelegi? Nu, dar n-ai inițiat atunci procesul de divorț, că i-au plecat în Italia. M-am gândit că și cu familie, nu am fost așteptat că ea să facă așa, cum a făcut. Deci v-ați înțeles, înseamnă că s-a dus în Italia și ajute familia. Domnul Oleg, e că s-a dus la Italia, serios, că eu mă duc și eu tot familia. Înțelegi ori nu? Și când hop, da, ia tot familia, dar nu s-a gândit la dumneata. Ei maritată își vine și copilul și duce. Acum, copilul a trăit să deprins cu mine, s-a atașat de mine și el ieși și-o duce în Italia. Nu, cum așa? Așa e viața, e dură și grea. Dar viața așa e, dar nu trebuie și pe așa că e dreptul copilului primul plan. Și dreptul copilului n-ai dreptul ies să...
Fac și bine. Ți-am mai spus de atâtea ori, dacă te duci acum în Italia, prezinți dovadă că ești tată copilului și că ai dreptul să-l vezi, ceri organelor de drept italiene să-ți asigure accesul la copil și îl vezi de două ori pe săptămână, îți fac ei un grafic de întrevederi. Foarte mulți oameni au spus că e fix copia a mea, e ca cum pronunțare să care curtea europeană. Și eu sper de-am judecătorii când să audă de asta, n-a să mai vei fac cu calcările ce care au făcut. Ok. Și, deși la mine 4 ani strime, ei 4 ani așteaptă să dăi la psiholog, ei până nu dăi la psiholog, copilul, dacă nu m-au uitat pe mine, ei nu pot să pronunță, pentru că fac cu încălcări asta. Și asta și el se încarci, că asta e câșlig la Curtea Europeană, înțelegi ori nu? Și eu nu știu și... Deocamdată e câșlig la Curtea Europeană că nu-ți face dreptate, iată, de 4 ani stai în prima instanță și de 4 ani nu ți-ai văzut copilul, deci da. Deocamdată se încalcă drepturile flagrant și evident. De asta zic că ar trebui să implice avocata copiilor. În dosar este cerut. Acum, fără de psiholog, copilul cine e atașat să nu-mi dăie. Și înțelegi, amu, și al mai este, e că amu copilul o să vedem. Că psihologul, în primul rând, a zis, dacă mă mai ține minte pe mine. Pentru că el, a scândeas că el, am crescut la 5 luni până la 4 ani jumate, acum copilul are 8 ani. Și după ce ai crescut-o 4 ani, acum de 4 ani n-ai mai văzut-o, ea are 8 ani, da? Da, și e că amu, medicul, asta trebuie să spui psihologie copilului, înțelegi? Și judecătorul și după ce a făcut psiholog, e că așa trebuie deodată să facă. Dar nu cum a făcut ei. Da. Sper să reia procesele, cred că la anul, că anul ăsta deja toată lumea e în sărbători. Sper și poate cineva din aici azi din alte domnul Popșu, altul de Radu Marian. Și nu m-ați promită, dar chiar s-a pus și de cazul ăsta e neu și să arăte pildă. Că Parlamentul, președinția nu prea se poate implica în actul de justiție. În actul de justiție. Dacă dosarul e în prima instanță, cine, unde să intervină? E ilegal. Sau în anchetă, sau la judecător de instrucție. În primul rând, președintele ar trebui, pentru că un cetățean are primul și Moldova dus, fără acordul al doilea părinte. Și ce să fac președintele? Să suni judecătorului sau cui să suni? Grefierul? Ce să fac președintele? Domnule, turma cu oi, duci pe deal, cine răspunde? Nu vorbim de oi, vorbim de stat, de drept, de oameni. Nu vorbim de turma cu oi. Turma cu oi răspunde ciobanul, da. Eu am dat-o de cioban, dar ei și... Ea e președinta pe 4 ani a unui stat de drept, a unor oameni care au ales-o, nu-i turmă de oi și ea nu-i cioban. Stat de drept, copilul meu, nu-i cetățean al Republicii Moldova. Ba da. Despre copilul dumitale s-a pronunțat instanța și-i sesizat altă instanță. Una penală pentru că a fost scos ilegal, alta civilă pentru că ceri schimbarea domiciliului. Domnule, ai văzut președinte mult poți să facă, i-o dat drumul la șeie pușcărie. Dar aici e copil. Acolo putea să intervină. Aici n-are ce să facă pentru că mama cu copilul s-a plecat în Italia. Mama e plecată, dar copilul e furat. Okay. Mama e plecată, deocamdată n-a constatat nicio instanță chestia asta, deci nu putem spune că copilul e furat. Din contra, dosarul penal sau procesul penal, cauza penală împotriva ei a fost clasată. Cel mai interesat. Eu am o hotărâre de judecată la executor și executorul nu știe cum să execute. Unii despre ce? Sunt așa dumneavoastră să dai copilul. Păi n-are cum să execute, că mama e plecată din țară. Dar zici ei, eu copilul. Dacă ar fi în țară, ar ști cum să o oblige, dar așa trebuie să te duci în Italia. Nu înseamnă că a furat copilul. Nu înseamnă că a furat. Deocamdată nu există o decizie de instanță care spune că a furat copilul. Deocamdată, prezumptiv nevinovat, a ieșit cu copilul din țară și s-a dus în Italia. Este o hotărâre de judecată irevocabilă. Unii ei obligată, sunt al duminică copilul și cu mine, gata. Dacă se afla la Putinești sau la Chișinău sau... Domnul Oleg, nu poți să expui judecata, eu să-mi văd copilul în Italia. Asta se cheamă libertate de circulație și revenim la discuția asta nu știu câta oară. Se cheamă libertate a omului. Mama e liberă să plece unde pleacă și mama să ia copilul pleacă, cu ea. Copilul cu studie copilului, cum să duc o plăcă de copilul? Dacă instanța i-a dat ei în custodie copilul, îl ia... Dacă l-a lăsat cu bunica, e rău, dacă îl ia cu dânsa în Italia, e rău, dar când e bine oare? Când era cu mine, cu l-am crescut la șiscuri. Am înțeles, dar n-ați fost capabil să întrețineți familie, acum suportați consecințele. Și suferă copilul.
Suferă copilul, da? Copilul suferă și când se ceartă părinții și când divorțează, suferă copiii. De asta nu vă Domnule, grăbiți să faceți pe viitor copii. eu trebuie să o țin să nu spun și eu conșneagă acolo, eu creștem doi copii, era asta e viața ei privată. Nu a viața ei privată, părinte și mea, dar eu creștem copii, eu doi copii, eu pe ei, fatul îl creștesc pe mine. Și el face nuntă în Italia. Dar eu eram cu doi copii, îmi dă capul din palică și din copii. Și asta e viața ei, da. E tata ei privat, numai eu fac copilul nimic privat. Ei tăți scoate, dar nici că crescut 4 ani copilul și ala, copilul era atașat de mine, nimic, ei mamă e face revivă, el las copilul, vreau ei că e copilul. Așa o decis instanță, să vedem ce o să decită a doua oară, deja de 4 ani așteptăm prima instanță despre schimbarea domiciliului copilului. Curtea este, uite, este dovada, negru pe alb scris, că statul moldovenesc a fost tras la răspundere. E fix același cod. Pentru că nu au făcut eforturi să apere un părinte să-și vadă copilul și copilul să-l vadă pe al doilea părinte. Da. Deci, fix același cod. Până aici, cazul e similar. 63 și 64. Nici 64 în statul a fost trasat. Acum și 63, Curtea Supremă a încălcat codul ăsta. Când a stabilit traiul cu mama. Da. Decizia aceea a Curții Supreme nu mai poate fi decât revizuită dacă apar probe martori noi. Da? Se pare că ai cerut de câteva ori revizuirea și nu s-o examinat. Acum ai făcut o altă acțiune civilă pentru schimbarea domiciliului și stă de 4 ani în prima instanță. Acum ajungi cu hotărârea asta, ajungi la Curtea Supremă și după aceea poți să mergi la CEDO dacă nu-ți face dreptate. Acum, când ați ajung cu stabilirea domiciliului și ați schimbat, de poștă să luăm și tot. Problema e și chiar dacă Moldova pierde la CEDO, nu răspund la cei care au fost vinovați. Se deschide cauză penală și se închide la loc o grămadă de oameni vinovați, primari, judecători, polițiști, au cauzat pagube la CEDO și încălcări ale drepturilor omului, dar nu au fost trași la răspundere. Statul nu inițiază procedura de regres pentru pedepsirea celor care au generat dosare la CEDO. Așa e statul nostru. Plătim din bugetul public despăgubiri și cu asta s-a terminat. Și deseori drepturile omului continuă să încalce mai departe. Ce crezi că părintele acela o să aibă acces la copil acum după ce s-a pronunțat CEDO? Mă îndoiesc. În Moldova de atât nici nu-i dreptate. De atât de dreptate. Deocamdată, da. Cam așa este. Eu mă gândesc că judecător, fie ca judecător, pentru a lui aici ar trebui și putea să răspundere și tot. Și și spătească statul. Așa prevede și legea, dar nu se aplică deocamdată. Din pensiile lui mamea, care mamea a lucrat 30 de ani, atunci nu urmă de tiun, s-a dat sănătate acolo. Și să iasă acum la pensie, avea 1400 și un judecător care încalcă legea, să aibă și legea. Hai că acum au crescut toate pensiile la 2000, nici o pensie nu are 2000, mai ales dacă are stagiu complet și mai cât au lucrat stagiu complet, sunt sigur. Acum jumătate are 2000, domnul Oleg, 2000 și cu 50 razință, și asta cu 50, încolo 50, mită. Dacă e încălcat legea, înseamnă că nu încălcat-o pur și simplu. Nu știu despre cine vorbești. Despre judecători care e umită. A, păi da, și au 50 de mii salariu sau ce? 50, pensii au, pensii cu salariu. Aia nu știu, nu știu. Oricum, trebuie toată lumea să aibă salarii decente, deocamdată numai unii. Și-ar trebui că mă tot sătună sigur și tot, dar nu, eu sunt de acord. Judecători ar trebui pensia mărită, la polițai și pensia mare. Da, de un caz, de ceva și bătrat să răspunde și pierde și lucru. Hai, atunci, să vedem ce să facă noua guvernare. În prima jumătate de an a fost de învățătură, în anul următor, deja când o să împlinească un an de mandat, o să fim siguri că sunt capabili sau nu sunt capabili, vor, nu vor. Da, doamne, ăsta, domnul Oleg, eu nu știu, și la noi uite ăștia avocați, chiar domnul ăsta, cum îi zice lui ea, Eliana ăsta, uite cum mă vreau. Uite, nici nu vrea să ne răspundă. Și el tot e implicat. El trebuie de mult să tragă atenția, să scrie. Băi, oamenilor, și de dosarul ăsta din 4 ani de zile la prima instanță. Așa e soarta copilului. Așa nu e cu furat un om banc și... Băi, aici e mai ușor. Reziliez contractul și angajez altul. Îți banii tăi și decizi dacă păstrezi avocatul sau nu. Poți să-i ceri și banii înapoi dacă... prevede contractul ăsta. Gata, văd că el nici nu răspunde la telefon. Și i-am dat 500 de euro. Scrie o plângere la Uniunea Avocaților. Acum au conducere nouă, aleasă prin concurs, așa că... Domnul Delian, fără de grijă, șadă. Dacă se uite la ăsta, șadă fără de grijă, că eu scriu o plângere. El nici nu răspunde.
că când mă ia în râs chiar și îți bate joc din mine și copilul meu, eu în loc să mă apere, de când l-am mănânit pe dânsa, eu oprit dosarul penal lui fostă soție. Unii nu trebuie să nici categorică, trebuie și bădusă de am ștras, ar spune, pentru că pe fix așa dosare și condamnate sunt în Moldova. Deci el se ocupă și de dosarul acela civil și penal de toate, da? Este dosare la noi și că sunt condamnat pe așa dosar ca cum fost mea. Dar ei i-au scos. Pentru că ei scoți frumos. Și ei spate tot femeie și care șede Moldova. Nu știu, poate au cercetat circumstanțele și au constatat că scoaterea copilului a fost legală. Domnul Oleg, nu e legală. Legea nu cum să vedem legală? Ce o să zică judecătorii de instrucții, ce o să zic curtea de apel. Ținem legătura, să mai povestești cum continuă la anul dosarele, toate câte ai, am și civile, și penale, și contravenționale. Este două ședințe cu, pe 20 mă atingă cu pensia alimentară și pe 22 cu... Ianuarie. Da, cu stabilirea. Ok, ținem legătura. Dar eu nu știu, chiar eu mă tare nici sunt cât în Moldova stare, și când și asta, cum îi zice, ministrul sănătății, ești, tot și la dânsa a fost audiere, și Floreștean, că și el. Dar Ministerul Sănătății aici nu a făcut atât pomană. Aici cu convenția la Haga, aici nu a mântuit atât. Înțelegi? Atunci când ai inițiat corespondența cu justiția italiană și ei nu te-au contactat. Ei mi-au dat că la români și eu dat. Ei mi-au dat în Moldova, eu n-am dat niciun răspuns. Și la Moldova, la Plădâși erau, ei nu erau nimeni, înțelegi? Unul dată, eu vreau omul să încep, în primul rând, să întorc mai repede fata. Și apoi am dat pe o altșoară, că nu s-a arde nimic, nu trece. Aici e un copil, nu e o foaie, nu e un banc, nu e apă, bani, ori ăsta, dar aici e copil. E copil ziu. Da, o ființă umană, un viitor cetățean. Și care cu dreptul de pline, e cetățean care Republicii Moldova cu dreptul de pline și cu dreptul de pline la amândoi părinți. Să știu, și eu cu drepturile pline, să știu zi de zi ce se întâmplă cu copilul. Eu dreptul cetății le am, dar e o lipsit, e ca, și scrie în articolul 64, zic să este, e că nici ea stătii să caută. 4 ani de zile, ce echipul e 4 ani de zile, nu-i aud glasul. Cât de rău n-aș fi omul ăla, cum poți să-ți propriul copil să-l traumeze atât asta? Asta e mental bolnavă, înțelegi ori nu? Nu eu, pentru că e putea să facă așa că sunt ori ăștia, băi, gata, eu cu fata ăștia, dar îți dau grește pe Skype. În secolul 21, o femeie normală vezi să facă așa, nu cum faci ea. Și știi, e psihic ceva are și eu nu mă tem să spun asta. Asta femeie... nu suntem doctori să punem diagnosticuri și nu cred că... O femeie normală ar trauma și copilul ar răspunde plus să fie tătat cu 4 ani de zile să nu-l dă izgăiesc cu mine. Poate are motivele. Și scrie deodată la un lung de afișă pe pagina de Facebook al lui Moșneagul care trăiește că Arina îi spune tată. La un lung de zile o luat de aici, Arina nu știe italiană. Că Arina nu îi spune tată. Dar și greu de învățat un cuvânt la 4 ani, 4 jumate, deja poți să zici papa italiană cum s-o fi zicând. Bine, nu-i greu, eu pot o scris o compunere aici, acolo nu un cuvânt, acolo o compunere, că aici Francescu e cel mai bun tată, i-am dat la o învățătoare la noi în Italia, ca să-i știu, eu ne pun mâna în capăt așa. Ei nu cred că mai scris copilul la 4-5 ani, mai degrabă o scris mama cu mâna ei sau în loc cu ei sau tata o scris, na, tata adoptiv. Dar ce trebuie să scrii și spui ea să-ți publice, e că pentru și ea să-i nu înțeleg. Sare pe rană. Sare pe rană. Nu știu, sperăm că totuși asta este și e noastră și că pentru ochii ăștia, lui Sosa e că nu i-a scos dosară penală. Sosa nu i-a scos, pentru că... Tot pentru scoaterea copilului din țară, da? Da, Sosa e în căutare ăsta este la mine, pe trimis ăsta. Sosa e în căutare internațională. Bun, Sergiu, hai că vorbim prea mult, obosim lumea. Ținem legătura, ține-te tare, ia-te în mâini, sănătate.